Agenții economici sau persoanele fizice care nu și-au respectat contractele de concesiune sau de comodat le-au pierdut. Direcția de urbanism a primăriei Romana a făcut o inventariere a contractelor de concesiune și de comodat nerespectate sau care au depășit termenul de aplicare. S-a făcut o inventariere a contractelor de concesiune și de comodat nerespectate sau care au depășit termenul de aplicare. Toate acestea care nu au fost respectate din punct de vedere a termenului sau legalității au fost anulate. Deci am dispus anularea tuturor contractelor de concesiune și de comodat care nu au fost realizate în termenul pe care Consiliul Local l-a pus la dispoziție. Iar celelalte, funcție de oportunități, funcție de interesul comun, public și privat, au fost prelungite acolo unde a fost cazul. Precizăm faptul că doar pentru locurile de parcare rezidențiale de anul trecut, romașcanii nu mai trebuie să se prezinte la primărie pentru prelungirea concesiunii, aceasta făcându-se automat în momentul în care concesionarii își achită taxa anuală pentru respectivul loc.